Călătoria cu mijloacele de transport în comunele TPL nu se va scumpi, asigură primarul Suceavei Ion Lungu, asta în ciuda cererii Societății de Transport Public Local de a majora tariful de la 1,5 la 2 lei. Această cerere a TPL a fost motivată de faptul că societatea a înregistrat pierderi pe parcursul verii, când primăria nu a subvenționat abonamentele pentru elevi și studenți. Numai până acum, administrația locală, de altfel și unicul acționar al TPL, a plătit 12,5 miliarde de lei valoarea subvențiilor. Mai mult, primarul Ion Lungu a declarat că în 2011 intenționează să mai cumpere 5 autobuze pentru parcul auto de la TPL. Consiliul Local Suceava va aloca în cadrul ședinței de joi despăgubiri materiale pentru mai multe familii din Suceava. În 12 cazuri, toate din cartierul Ițcani, acestea au fost afectate de inundațiile din această vară, iar despăgubirile sunt atât de la Consiliul Local, cât și de la Romgaz prin Consiliul Județean. Astfel, 9 familii vor primi câte 25 de milioane de lei vechi, iar alte 3 câte 15 milioane. Și familiile afectate de lucrările ISPA primesc despăgubiri materiale de la Consiliul Local. Doi proprietari de pe strada Mirăuți, care au acceptat ca terenurile lor să fie străbătute de conducte, vor primi 27 și respectiv 40 de milioane de lei vechi despăgubire.